Sâmbătă are loc o nouă ediție a campaniei Premianții fără premii. De această dată vine în fața dumneavoastră o pădureancă din Poienița Tomii, îndrăgostită de tradițiile românești, de straiele tradiționale și de muncă. În fiecare zi, doamna Maria Marina muncește indiferent unde s-ar afla, îmbrăcată în costum popular, straiul tradițional al pădurenilor. Așa simte ea că trăiește și așa vrea să o facă în continuare. Sâmbătă 27 februarie, ora 11, doamna Maria Marina vine să o cunoaștem. Aveți ocazia să o priviți în ochi, să-i spuneți o vorbă caldă și să fiți parte dintre cei care îi vor mulțumi oficial printr-o diplomă și un buchet de flori, venind în fața statuii lui Decebal din centrul Devei.